Bun găsit, dragi brașoveni! Sunt Cătălin Chindea, ne revedem la o nouă emisiune Artea Sportivă. În weekendul care tocmai s-a încheiat, am avut evenimente. Multe, frumoase, am avut și fotbal, am avut și volei, am avut și o festivitate, am avut gala sportului brașovean. Ce a fost la gală, de ce a fost nevoie de o astfel de gală, ce se întâmplă în continuare la club, la Corona, o să discutăm cu nimeni altul decât primarul Brașovului, Alen Coliban. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Nu îmi stă în caracter să împeri invitații. Înțeleg că ieri a fost alaltăieri, scuze, astăzi este luni, așa e cu zilele libere, unii mai au și zile libere. Am înțeles că dumneavoastră nu aveți zile libere, dar contează mai puțin. Sâmbătă a fost marea gala sportului brașovean. A doua ediție. Este un eveniment pe care l-am pornit anul trecut și un eveniment de care sportul brașovean avea foarte mare nevoie, din două perspective. În primul rând, pentru că de la an la an, cel puțin dacă mă uit în istoricul ultimilor trei, avem din ce în ce mai multe rezultate și rezultate nu doar la nivelul clubului municipal, ci și la nivelul cluburilor private. Avem foarte multe proiecte pe care le finanțăm prin ghidurile acestea transparente pe legea 350, legea 69. Avem peste 60 de proiecte, peste 17 milioane de lei pe care le-am alocat prin aceste ghiduri în ultimii 3 ani. Ori investițiile acestea în sport și în viitorul copiilor noștri se transpun și în rezultate de excepție la nivel de performanță. Și Brașovul avea nevoie de un moment în care să-și sărbătorească, să-și recompenseze sportivii, antrenorii și pe toți cei care aduc glorie orașului nostru pe tărâmul sportului. Da, e bine că ați punctat că e a doua ediție, pentru că în 2021 văd aici că a fost un an mai nefast pentru Corona. Dacă ne uităm de unde am pornit, în 2021, primul meu an de mandat, handbalul era retrogradat pe motiv de dopaj, era scandalul întoi. Corona, gaura neagră din bugetul primăriei în 2021, iar în 2022 s-a schimbat treaba. Care a fost declicul? O schimbare la nivel de management, pentru că e foarte important, mai ales în sport, dar și în alte domenii, cultură și așa mai departe, este foarte important oamenii care sunt profesioniști și se pricep la asta să fie lăsați să-și facă treaba, iar factorul politic și administrativ să ofere resursele și să ofere contextul pentru a obține rezultate. Ori ce adică s-a întâmplat în ultimii 3 ani este să o ilustrare. Un cadru. Primăria să dea banii și profesioniștii să facă treabă. Exact. Să avem care sunt cu adevărat în managementul sportiv. Pe de o parte, să avem finanțări așa cum necesită, cum o reclamă competițiile în care participăm, pentru că nu poți să compari, foarte greu să compari sporturile între ele, sporturi de echipă cu sporturi individuale și bugetele diferitelor secții. Avem aceste finanțări și avem totodată o continuitate, lucru care nu se întâmpla în trecut. Pe de altă parte, să dăm o șansă și cluburilor private din Brașov, de care avem atâta nevoie, mai ales în partea de inițiere și de prim pași în sport, să dăm o șansă să se poată dezvolta și să le oferim adică finanțări. Baza piramidei. Baza piramidei. Ce s-a întâmplat și care este direcția în care trebuie să acționăm acum și a fost unul dintre obiectivele și pentru astfel de evenimente, cum e gala sportului brașovean, să-i aducem pe toți la oaltă și să-i învățăm să colaboreze. Pentru că până la un punct este foarte greu să crești masă cu un singur club, cum e clubul municipal, să ne așteptăm să avem sute de copii la o anumită disciplină și suficienți antrenori cât să ducă partea de inițiere. Pe de altă parte avem, vă dau un exemplu, un basket. Avem multe cluburi private care fac acest lucru, care lucrează la nivel de copii și juniori, fac selecție, reușesc să stârnească pasiunea aceasta pentru sport de la vârste fragede, doar că în momentul în care ajung sportivii pe la 16, 17, 18 ani, cheltuielile cu deplasarea, cu participarea în competiție ajung să fie greu suportabile din simpla cotizație și din efortul părinților. Ori, la nivel de club municipal, cheltuielile sunt reduse pentru că le oferim, practic subvenționăm participarea în competiții și în sporturi și la nivelul clubului municipal putem să investim în această performanță, să-i luăm pe cei care au făcut ani de zile, încă de la cele mai fragede vârste au făcut sport și să-i ducem către marea performanță.
performanță în cadrul clubului. Și mă bucur că basketul este un astfel de exemplu. Nu exista basket la nivelul clubului municipal și acum avem din nou echipă care a promovat în prima ligă masculină și care a ajuns să joace în primele 10 poziții, ceea ce la prima participare toată lumea spune că e o performanță. Avem o performanță chiar mai surprinzătoare în domeniul voleiului. Volei care la Brașov a adus foarte multe motive de bucurie în trecut, când exista echipa clubului Tractorul, după ce s-a demolat baza sportivă de la Tractorul și s-a desfințat clubul sportiv, voleiul brașovean n-a mai existat. Dar iată că din foarte mult suflet pus de pasionați și din cei care au prins acele vremuri, avem din nou o echipă de volei care, deși este nou promovată, a ajuns să joace finala campionatului național de la prima participare. Și ieri și asta că aseară au bătut campioana în titlu la Galați, astăzi este meciul 2, după care pe 28 urmează meciul 3, care va fi în sala sporturilor. Da, este o finală pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri, deci avem nevoie de 3 victorii. Iată că o avem pe prima în deplasare la campioana României, campioana ultimilor mulți ani. Și campioana la buget. Și campioana la buget. Vorbim deschis, pentru că sunt echipe care au un buget mult mai puternic. Sunt finanțate de minister, dau aici Rapidul, care primește bani de la Ministerul Transporturilor, la aceștia Arcadia. E o implicare și din privat și din partea Consiliului Local și Județean, de la ei de acolo, de la Galați, să spunem de unde sunt, de la Galați, așa. Deci, indiferent care va fi rezultatul finalei, avem un rezultat notabil, adică vom avea prezența unei echipe de la Brașov într-o cupă europeană la volei puternică. Și mai mult, la doar 2 ani de când am înființat secția de volei în cadrul clubului și am început să creștem această echipă, avem cel mai bun rezultat din istorie deja garantat. Că și dacă încheiem campionatul pe locul 2, rezultat. Să vorbim și care este rolul acestor echipe. Adică echipele, acum când s-au închegat și am vrut să avem, să scoatem capul în lumea mare, să nu mai fim jos acolo în subsol, au în componență jucători de marcă, foști campioni și antrenorul. Da? Pe lângă ei cresc tinerii. Avem doi tineri care sunt chemați și, din câte am văzut, la lotul național de tineret. Gândește, eu avem 4 convocări la loturile naționale și, pentru că ați menționat antrenorul, domnul Lică, de-abia s-a lăsat de activitatea de jucător. Deci este un antrenor debutant căruia i s-a dat această șansă și care, iată, are niște rezultate fantastice. Din primul sezon ca antrenor s-a ajuns să joci campionul, finala campionului. Foarte, foarte bine cu jucătorii. Este ca un prieten, nu e acea diferență între, ca în fotbal, între mister și jucători. Deci este foarte, foarte aproape. Suferă alături de ei, se bucură alături de ei. E un câștig pentru clubul Corona. Dar nu numai clubul Corona există în Brașov. Așa este? Așa este. Avem și multe alte cluburi care au obținut rezultate pe care le-am premiat. Chiar spuneți-mi câte alte cluburi sunt finanțate prin 350-ul, că de legea aceasta vorbim. Să vă dau câteva cifre. În ultimii 3 ani de zile, v-am spus, undeva la 17 milioane de lei au fost valoarea finanțărilor cumulată și undeva la 60 de proiecte au fost finanțate prin aceste apeluri. Iar cu privire la cei care au fost premiați în cadrul Galei Sportului, au fost peste 500 de atleți care au urcat pe scenă, reprezentând peste 20 de sporturi. Rezultate în peste 20 de sporturi. Și asta într-un singur an, în anul 2023. Eu vă întrebam câte cluburi, dacă știți. Câte cluburi primesc această finanțare în afară de Corona? Proiecte depuse, pentru că noi asta evaluăm, au fost peste 60. Deci sunt 60 de, așa zise, de ONG-uri care au venit și au cerut și au fost finanțate. Da. Înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult și o schimbare radicală față de ce se întâmpla înainte, când ani de zile ghidul era făcut de așa natură încât să câștige un singur club. Și ani de zile clubul Corona a fost finanțat prin ghid ca unic beneficiar. Acum, iată, ghidul acesta este echitabil, este transparent, este rezultatul unei dezbateri publice cu privire la condițiile și criteriile de atribuire și cred că a crescut și a fost îmbunătățit de la an la an. Așa. În decembrie, nu știu până la cât, parcă până în 16, s-au depus finanțările pentru 2024.
Au fost mai multe sau mai puține față de 2023? Sunt două ghiduri de finanțare. Adică un ghid de finanțare pentru proiecte sportive pe ansamblu cu o concentrare, cu atenție sporită pentru sportul de masă și există un ghid pentru performanță în sport. E un ghid pentru că există două legi diferite. Legea 350, care este cadrul de finanțare al ONG-urilor și există legea 69, legea sportului, care prevede niște criterii speciale pentru sportul de performanță. Inclusiv felul în care se fac decontările sunt prevăzute de această lege specială de legea 69. Ori pe ghidul de performanță am avut, este cadrul prin care putem finanța, de exemplu, academiile de fotbal, echipele de fotbal. Acum avem doi beneficiari din acest sport. Avem pe de o parte Kids Tâmpa, care este cea mai mare academie pentru copii și juniori ce activează în Brașov și îi finanțăm prin acest ghid. Și avem pe de altă parte SR Brașov, echipa suporterilor, care iată primește finanțare de la bugetul local. Juniorii sau și echipa mare? Fiecare își definește proiectul. Din punctul de vedere al criteriilor, putem finanța atât activitatea la nivelul juniorilor, cât și activitatea la nivelul echipei mari. Deci îmi spuneți că în acest moment SR Brașov are una din sursele de finanțare și bugetul local. Are cofinanțare de la bugetul local, da. Lucru pe care de altfel cu fair play îl și anunță, îl și menționează în toate materialele de marketing. Bun. Am văzut că sunt mai multe. Am văzut că există și un club de patinaj și viteză care a venit cu rezultatele de la aceste jocuri olimpice ale tineretului și ei sunt cuprinși în finanțare, nu? Tot la performanță. Și ei, nu știu să vă dau detaliile cu privire la finanțare, dar și ei au posibilitatea aceasta de a aplica dacă respectă criteriile. Pentru că unul dintre criterii este să existe acel certificat de identitate sportivă, ci care este actul, da, este poate, dovada că da, poate funcționa despre... cineva, poate să aibă sportivi care se duc la olimpiadele de tineret, la campionate europene, fără să aibă un CIS. Nu știu să vă spun detaliile tehnice. Știu că tot ceea ce ține de selecție și de trimiterea sportivilor la competiții din calendarul olimpic este apanajul COSR-ului. Deci COSR-ul face selecția, federațiile totodată țin o evidență a rezultatelor și a meritului sportiv care permite calificarea. Nu știu să vă dau toate detaliile acestea tehnice pentru că, așa cum v-am spus, sunt peste 20 de discipline sportive pe care le-am finanțat și care obțin rezultate. Da. Și mai este un lucru de spus. Ce cred că a ținut mult în urmă sportul brașovean a fost felul în care a fost sădit această râcă, această concurență, o concurență nesportivă între cluburi. Fie că vorbim de cluburi private, fie că vorbim de cluburi private și clubul municipal. Le-am transmis mesajul acesta cu ocazia dineului ce a fost organizat după gală tuturor antrenorilor. Și am spus, dacă noi vrem să ducem Brașovul cu adevărat sus în performanță, va trebui să construim punți și legături de colaborare între cluburile private și clubul municipal. Fără a impune din nicio parte ceva celelalte părți, ci înțelegând că de fapt avem un obiectiv comun și că există un câștig reciproc în aceste colaborări. Ori există sporturi și domenii în care aceste colaborări se întâmplă și v-am și dat câteva exemple. Există din păcate o rivalitate care ar trebui să rămână doar pe terenul de joc, dar trece și în zona aceasta administrativă și care în loc să ne ajute să colaborăm și să creștem împreună performanța în diverse ramuri de sport, ajunge să se transpună într-o competiție care... Și care sunt ramurile astea? Că eu sunt curios. Cine are de câștiga la capitolul orgoliu în loc să câștige sportiv? Eu vă spun că multe dintre discuții sunt legate de accesul la infrastructură și da, avem nevoie de mult mai multe infrastructuri. Motivul pentru care dezvoltăm nu doar sală polivalentă, care va fi gata anul viitor, terminăm să acum. Sperăm că va fi gata. Este, dacă mergem, crește, da, pe zi ce trece, dacă mergem în Bartolomeu, vedem că eu locuiesc lângă sală. Eu locuiesc pe carieră și o văd în fiecare zi, deci mie nu puteți să... Eu îmi doresc să fie gata la timp. Va fi gata și avem experiența altor edificii mari care s-au împotmolit și aici vorbesc de baza Carpați.
Baza Carpați este gata, este în chiar faza finală, facem testele la nocturnă, sala polivalentă este și ea finalizată, s-a montat parchetul. Deci suntem în faza în care vom semna recepția luna aceasta și este o sală de care sportul brașovean și cu precădere liceul cu program sportiv avea foarte mare nevoie. Pentru că avem o bază completă cu piste de atletism, cu stadion cu suprafață sintetică, cu tribună, cu nocturnă și cu sala aceasta polivalentă. Și parcarea de lângă sala polivalentă, ca să nu facem și așa traficul e cum e în oraș. Parcă Raidul din Bartolomeu este și el în execuție. Așa, așa. Păi asta ziceam, deci trebuie să fie gata și parcarea odată cu sala, că altfel păi punem carul înaintea boilor. Chiar înaintea sălii, asta vă spunea pentru și că termenul agreat cu constructorul este finalul acestui an. Știți cât are capacitate sala polivalentă? Da. 10.000 de suflete. Dacă din aia vin jumate cu mașinile, s-a terminat. 10.000 de suflete avea și are capacitate. Nu vorbim și de jucători și de echipa oaspete și autocare și ce mai vin suporteri. Deci trebuie gândită și de partea acord, asta. De acord și de aceea lucrează, sunt în paralel în execuție cele două proiecte. Infrastructură nu ce ne limită. Să revin legat de infrastructură. Deci avem acum un amplu program de dezvoltare a acestei infrastructuri și nu mă refer numai la baza Carpați, la sala polivalentă. Așa, am depus la CNI. La Carpați când vedem iarba? Sintetică? Indiferent de care o fi, că iarba crește mai greu. Este ultimul lucru care se instalează, pentru că au fost lucrările pentru sistemul de drenaj. Da, este sintetică, suprafață sintetică, așa a fost. Toate țările nordice au terenuri pe care își desfășoară echipele cunoscute care joacă în Liga Campionilor și în alte cupe. Joacă pe sintetic, deci nu e nicio rușine că pune cred sintetic. Cred că vremea nu ne ajută. Avem nevoie și de o astfel de suprafață. De iarbă de sintetică, parte, știți vorba cântecului, mai avem nevoie și de iarbă, dar sintetică. Noi ne mulțumim cu sintetică. Pentru, cel puțin pentru inițiere și copii și juniori, cred că e varianta cea mai bună. De unde am pornit? Am pornit de la așa zis, micile conflicte între cluburi și ele, multe dintre ele pornesc de la accesul la infrastructură și am avut multe discuții, cel puțin la cluburile și ramurile sportive care au nevoie de gheață. Sunt foarte multe discuții despre cum împărțim gheața patinoarului olimpic, fiind singurul nostru patinoar acoperit, între atâtea sporturi, pentru că avem și hockey, atât echipă de seniori, cât și toate grupurile de juniori. Avem patinaj artistic, patinaj viteză. Da, dar aceste sporturi, la patinoar aveți și o mare problemă. Care anume? Instalația de răcire, chillerul, care și-a cam terminat anii. Și care necesită niște înlocuiri și rapide. Singura pentru că altfel problemă, s-ar putea ca niciun sport de iarnă să nu se poată desfășura în patinoar. Singura problemă a patinoarului a fost suspiciunea și prezumția de corupție care ne-a ținut 2 ani de zile în niște achiziții. Achiziții care au fost trucate. Avem de la Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor aceste verdicte care au fost după aceea inclusiv obiectul unor procese în instanță și hotărâri definitive care au spus. Eu vă cred. Asta e partea toată juridică care asta în sport a fost, contează a fost prea trucată. Puțin. Pe mine mă interesează ce facem dacă crapă instalația și nu crapă câteva luni nu hocheiștii să joacă pe role, patinatorii, dar nici nu putem să plătim nici dublu, nu putem să garantați că nu crapă. Să plătim dublu și să nu respectăm niște decizii de instanță, motiv pentru care fosta conducere are de dat și trebuie să răspundă inclusiv penal. Fosta conducere a patinoarului. Astea sunt alte probleme. Pe noi ne interesează ca această infrastructură să funcționeze, să fie la îndemâna sportivilor și fiindcă a zis de gheață, trebuie să-i menționăm și pe cei de la hockey care au un succes istoric. Așa au este. Chiar 3 trofee, bine, maximul posibil în acest sezon și este într-adevăr cel știu, mai bun alte, cel mai alte bun echipe sezon din România se pot lăuda cu acel palmares ca într-un an să ia și Cupa României și campionatul și iar Liga. Nu. Și bă, ce putem, deci le mulțumim hocheiștilor că ne-au oferit acolo la panoul de onoare al clubului. Chiar era o glumă că înainte de meciul 3 cineva s-a apucat să facă loc în panoplie acolo, zice aici trebuie să vină cupa. E foarte mai important cu cât sezonul acesta fantastic a fost fix în anul în care se împlinesc 100 de ani de când s-a jucat primul meci de hockey. La Brașov. Deci, la Brașov. Da, adică deci, centenarul hockey-ului brașovean vine cu aceste trofee care sunt în premieră toate 3 deodată la Brașov. Păi nu, că și centenarul a fost celebrat
cu câștigarea Cupei României în februarie. A fost, dar așa, tot anul este anul centenar. Așa, să respectăm când era data de 17 februarie și în aceeași perioadă a fost și... Anul centenar este tot anul 2024. Bun, cred că sportul brașovean se află într-un moment foarte bun, trece printr-o perioadă foarte bună și dacă e să revenim la cum a fost posibil, printr-o depolitizare. Avem acum management profesionist în cadrul clubului, primăria nu trebuie să se preocupe decât cu alocarea resurselor. La momentul ăsta. Întrebare directă. Cum l-ați ales pe Alexandru Dedu să vină la conducere? Știind că el nu mai era nici președintele Federației de Handbal, a fost probleme cu numirea lui și la Federația de Hockey, deci venea după un moment mai puțin fast în carieră. Venea după ani la conducerea Federației Române de Handbal, ani în care imaginea handbalului românesc s-a schimbat în bine, mai ales pe zona de marketing și de atractivitate sau expunere față de public. Pentru că ideea de handbal sport național a fost o idee care a reapărut în prim plan în perioada președinției domnului Dedu la cârma federației. A, era sloganul dânsului, ideea, pentru că eu știu că așa am învățat la școală și eu sunt mai bătrân, sportul național al României este oina. Este o ina, doar că la nivel de practicare a maselor și de totodată de apropierea spectatorilor față de fenomenul acesta, excluzând fotbalul, care este cu totul alt nivel, handbalul reușește să umple săli, reușește să mobilizeze echipe și la nivel de junior și toate vârstele de juniori, avem campionate puternice, iar campionatul feminin, Liga Florilor, este cea mai puternică ligă din Europa. Da, dar nu stăm deloc bine în Liga Florilor. În Liga Florilor stăm... Am schimbat antrenori, sunt promisiuni, cum a plecat unul de la Craiova, deja e dat că vine din vară la Corona, vine și cu soția, mai vine cu încă 2-3 jucătoare. Până în vară trebuie să fim acolo, peste linie. Nu voi intra în tentația aceasta de a fi chibiți. Dar nu chibiți, că astea sunt informațiile care au apărut deja. De pe margine, ca suporteri ai sportului, diverse informații tehnice de care trebuie să răspundă alți oameni, trebuie să răspundă cei care fac management sportiv. Ori, din fotoliu de primar, pot să spun așa, pe mine mă interesează să stabilim niște obiective clare, un buget clar și după aceea să evaluăm aceste obiective. În evaluarea de acum și în cea de anul trecut, toate obiectivele au fost depășite. Obiectivul pentru echipa de handbal este rămânerea în Liga Florilor pentru primul an. Obiectiv care este foarte aproape de îndeplinire și foarte realist de a fi îndeplinit. Bine. E foarte aproape, dar nu e... N-avem, încă nu s-a terminat campionatul. De asta mi-e teamă. S-ar termina astăzi... Ar fi perfect, dar de ce să fim cârcotași, să nu dăm credit unei echipe de management care până acum a depășit obiectivele și la basket și la volei, le-a atins pe toate la hockey, da, cumva nu incredibil. Nu poate de și la volei feminin și ceilalți să ridice echipa de handbal, să îi scoată de la retrogradoare. Tot un antrenor, un manager sportiv, evident. El e... Evident, da. Această echipă are... Tot managementul are la final de socoteală pentru deciziile acestea. Și până una alta, se vorbește la Corona în termen de miracole. Mai ales situația cu voleiul, cât de mult a crescut și iată performanțele pe care le obțin, hockey-ul, cel mai bun sezon din istorie. Toate aceste lucruri sunt motive de bucurie și totodată motive care ne arată că managementul acesta al clubului este în direcția corectă. Am preluat nu de mult, da? 5 ani în urmă noi eram excluși din campionat, eram retrogradați pentru decizii proaste de management, pentru dopaj și pentru o lipsă crasă de competență, pentru că nu poți să spui manipularea sângelui nu-i dopaj, pe metodele acelea laser și așa mai departe. Și e o discuție lungă și de contracte și cum s-a ajuns la clinică și toate astea ar trebui să fie răspunsuri dintr-o cu totul altă zonă decât cea administrativă, dintr-o zonă a anchetelor. Dar ce pot să vă spun, că de la momentul respectiv în care o conducere politică cu niște decizii eronate, greșite, a ajuns să compromită performanța, până în prezent e o diferență de la cer la pământ. Da, cum e cu baschetul feminin? Înțeleg că din iunie, după terminare,
o să treacă la Corona și CS Olimpia. O decizie pe care o consider normală și pentru care am arătat deschidere, o discuție de asemenea normală cu Consiliul Județean pe nevoile actuale de finanțare pentru un astfel de proiect și totodată o soluție pentru a oferi continuitate unei echipe și unei ramuri sportive care la Brașov a adus foarte multe rezultate în trecut. Sunt practic 10 ani de când erau în Final Four tot timpul abonate, de fapt, fetele domnului profesor Calancea, deci un basket la nivel european, pot să zic. Continuăm cu această echipă și cu echipa tehnică și cu echipa, cu lotul actual, că oferim resurse pentru a reveni la nivelul respectiv și sunt convins că rezultatele vor apărea. Preluarea aceasta și încadrarea în cadrul clubului Corona, în cadrul secției de basket a echipei feminine Olimpia, împreună cu echipa în fotoliu rulant pentru basket, care este campioană națională și care a activat la RALF, sunt, practic, întregesc secția de basket da, a clubului. Din câte am observat eu la discuția pe bugetul lui Corona, echipa aceasta de persoane cu dizabilități, asta era deja în vedere. Era în proiect, dar de-abia de la finalul sezonului se fac demersurile pentru a activa aceste secții și a transfera jucătorii și așa mai departe. Dar, da, repet, este un semn de normalitate în care clubul municipal pune la dispoziție resursele și toată competența administrativă pentru a duce mai departe aceste proiecte care au adus glorie sportului Brașov. Am văzut 2023, 27 de milioane de lei pentru Corona, în acest an 43,4 acolo, rotunjit. Ce e important că ați făcut mai devreme o remarcă. Ne luptăm pe multe fronturi, în multe ligi, în multe prime ligi ale României, cu alte cluburi. La fiecare secție sportivă, bugetul este fundamentat și inclusiv pe o comparație. Pe cât sunt salariile în liga respectivă, care e nivelul și așa mai departe. În niciunul dintre cazuri, Corona nu are cele mai mari bugete. Pentru toți cei care, și noi suntem transparenți cu toate aceste cifre, nu lucrăm cu sportivi care sunt angajați pe la firmele unor sponsori ca să mai câștige ceva suplimentar față de ce primesc deja din banul public, cum se zvonește că ar fi cazul la anumite discipline. Avem bugete incomparabil mai mici, chiar și suma aceasta e 43 de milioane, față de cluburi precum Rapid, Steaua, Dinamo, cluburi care am ajuns să ne luptăm de la egal la egal și pe baza rezultatelor din acest sezon, clubul municipal Corona va ajunge în top 5 cluburi din țară. Cu toate că ne luptăm asta cu niște... Asta e mai întâi cu niște, să fie în top 5 ca număr de sportivi. Pormă, sper să fie și la nivel de rezultate. Din cifrele pe care mi le-au pus la dispoziție cei de la club, avem peste 1000 de sportivi care... Deci asta vă spuneam, am intrat în top 5 la număr de sportivi, acum trebuie să fim și în top 5 la numărul de medalii. Cred sau că de titluri. Sunt ambele paliere sunt importante. Pe de o parte să cultivăm și să educăm tinerii brașoveni în practicarea sporturilor, adică să avem o bază solidă și nu neapărat toată lumea e orientată spre performanță, că sportul ți aduce multe alte beneficii, de la educarea într-un spirit al disciplinei și al colaborării, al spiritului de echipă, până la sănătatea pe care o obții făcând sport. Deci avem nevoie de bază, dar avem totodată nevoie și de performanță. Iar cele două sunt destul de strâns legate. Mă uit cât de multă emulație, cât de mult entuziasm vedem la micii practicanți în momentul în care apare o vedetă sau apar rezultate la echipa mare. Și cât de mult vin la sala sporturilor să susțină echipa Brașovului în competițiile mari. Și la basket, și la volei se întâmplă acest lucru. Am început în anumite discipline, fiind nou înființate, începusem cu câțiva oameni în sală și acum avem sală plină de brașoveni care vin să susțină echipele. Păi am avut și campion național la polo anul trecut, tot în anul de înființare și mulți alți campioni. Acum ce am văzut și la not, natație, cum a fost în weekend. Tot la fel niște campionate naționale la care au venit cu rezultate. Problema care rămâne
este că ne apropiem de final. Ce facem cu fotbal? Cu fotbalul, în primul rând, cred că suntem datori și asta a fost un prim obiectiv, să îngropăm orice secure a războiului. Cu cine? Dintre suporteri, administrație, a fost mereu acest, de la desființarea și falimentul din 2016 al clubului, al FC Brașov. Falimentul lui Nicolae, să spunem. Falimentul așa. Clubului lui Ioan Nicolae. Așa. De atunci a existat o scindare și au existat căi paralele în care administrația investea într-o anumită direcție, suporterii aveau propria poveste frumoasă. Da. Acum, iată că s-au unit necazurile, resurse publice, finanțarea clubului, decizia TAS-ului, am văzut, e un subiect încheiat, nu se mai poate face nimic decât să învățăm din greșeli și să nu se mai facă greșeli. Care sunt pașii? Eu cred că e un singur viitor posibil așa. Pentru a reveni că să aruncăm cu pietre, să acuzăm, să facem, mi se pare de domeniul trecutului și nu cred că mai are rost să reîncălzim ciorba asta că cum a fost, pe scoci, pe nescoci, că s-a dat, că nu s-a dat, că banii, că curtea de conturi. Există, asta este un subiect care nu ne leagă pe noi ca sport. Și poate că este altă, este pentru altă, e pentru altă emisiune, nu pentru cea de sport. Ce pot să vă zic? Pe mine mă interesează viitorul. Pe fotoliul nostru au stat fostele glori al FC Brașov și i-am întrebat, cum vedeți viitorul fotbalului la Brașov? Ei povestindu-ne cum era pe vremea când FC Brașov juca și în cupe europene și tot, și cum vedeți în continuare? Când se va? Cel mai scurt orizont de așteptare a fost undeva la 3-4 ani ca să avem o echipă în Liga a doua și să ne zbatem pentru Liga a întâi. Deci un astfel de proiect care se face pe mai mulți ani, nu peste noapte cumpărăm un loc cum făceau pe vremuri latifundialii ăia și își luau locuri în Liga a întâi. Corect. Cred că în toate discuțiile și am avut inclusiv în toamna anului trecut cu cluburile care obțin performanțe și care sunt relevante în fotbalul brașovean, o singură variantă este cea în care unim tot. Pentru că să începi o academie de juniori de la zero e un proiect care nu poate fi gata în 3 ani de zile. Ceva. O echipă mare trebuie crescută. Lui Ceaușescu, când venea de la centru comandă, stai să vă spun eu, atunci se aduna de la metron, de la tractorul, de la I5, ce era mai bun, problema se dădea adunarea să promoveze echipa în Liga 1. Ce înseamnă fotbal local e fragmentat în foarte multe direcții. Ori m-a bucurat să văd o deschidere din partea echipei suporterilor și a clubului Kids Stâmpa, în care au spus nici noi nu putem fără suporteri, nici noi nu putem fără academie. Pe de o parte, împreună nu putem fără a avea o susținere din partea bugetului local. Și ce am cerut a fost ca la finalul acestui sezon, odată ce se termină tot ce ține de campionate și partea de reglementări și există o perioadă de tranziție, să vină cu un proiect comun. Un proiect care să spună, uitați, facem un club care are și academie certificată, are și o echipă de seniori în care avem nevoie, avem un plan pe 3 ani de zile, pe 4 ani de zile, avem nevoie de un buget atât în primul an, atât în al doilea, atât în al treilea. Avem modalități de a expune public toate aceste lucruri și de a da socoteală pentru fiecare leu cheltuit. Și în felul ăsta și municipalitatea poate să contribuie punând la dispoziție ceea ce ține de noi, adică brand, palmares, lucrurile care sunt în proprietatea municipalității. Și în felul acesta învățăm, în loc să ne punem bețe în roate și să rupem, să creăm prăpăstii, învățăm să colaborăm, să construim împreună o bază solidă. Haideți să rupem pisica și să-mi spuneți dacă proiectul ăsta se duce, pe ce stadion vor juca? Pentru că tineretul lui nu corespunde nici pentru cerințele de Liga a doua. Eu vă întreb așa. Goga de la AJF. A cui e vina că în 2008 ne-am demolat stadionul și de atunci am primit doar promisiuni? Din toți anii ăștia, și vorbim deja de 16 ani, de când nu mai putem vorbi că nu mai avem demolat municipalul, că amplasamentul lui este polivalent. În momentul în care municipalul s-a demolat, comunitatea brașoveană a primit promisiuni că vom construi un nou stadion. Nu s-a făcut nimic până acum. Până în 2023, când am finalizat documentațiile pentru reconstrucția tineretului, care tineretului are risc seismic, are tot felul de probleme structurale. Și am depus un proiect, totodată cu un calendar foarte clar, în 2 ani de zile putem să avem un stadion la standard de UEFA clasă A pentru 10.000 de locuri și un municipal pe mai departe. Pe noi ar trebui să ne coste zero. Pentru că așa cum în alte părți s-au făcut stadioane
prin CNI, am depus și noi la Ministerul Dezvoltării. Tip 1 și tip 2 sunt proiecte demarate de FRF împreună cu CNI-ul de câțiva ani. Ați văzut la Feldioara. Toate urmează la Zărnești. Ce s-a făcut și la Craiova, și la Târgu Jiu, și în București, toate arenele. Și Timișoara acum are proiect de stadion. Ne dorim și noi măcar un stadion la nivelul cel al Sepsii. Avem nevoie, pe de o parte, de o soluție pe termen scurt, iar stadionul ăsta poate fi făcut chiar permițând pe parcursul construcțiilor să se folosească suprafața de iarbă actuală. Adică, prima oară, construim peluza care lipsește. Nu se joacă cu el fără o tribună de 20 de ani. O facem așa cum trebuie și după aceea construim și cealaltă peluză, demolăm tribuna 2, facem din ea tribuna 1 pentru că orientarea cardinală, punctele cardinale a actualului stadion nu permite omologare și atunci trebuie să facem această schimbare între tribuna 1 și tribuna 2 și la final demolăm și reconstruim și porțiunea de la stradă. Iar toate aceste lucruri se pot face în 2 ani de zile, 2 ani în care suprafața de iarbă poate fi folosită în timpul sezonului. Adică în ăștia 2 ani de zile să avem echipă. În ăștia 2 ani de zile să avem stadionul refăcut, să avem totodată o perspectivă și pentru promovarea în Liga a doua și după aceea în prima ligă și le facem pe toate pe parcurs. Iar pe termen mediu, da, ne trebuie și un stadion municipal. Ne trebuie un stadion municipal care să aibă și pistă de atletism, să putem, vedeți, știți că investițiile pe care le face Ungaria în domeniu. Ăștia fotbaliștii nu prea sunt fani ai stadionului de fotbal cu pistă. E o discuție tehnică, la final nu noi doi vom decide, vor decide federațiile și proiectanții. Ați văzut Santiago Bernabeu aseară, nu avea nicio pistă de atletism, avea un ecran imens de jur împrejur, avea prelata trasă. Suntem campioni în a găsi motive pentru a critica. Nu suntem campioni în a face lucruri. Ori în 3 ani de zile am terminat documentațiile tehnice, am pus pe masa CNI-ului și a Ministerului Dezvoltării un proiect foarte bun cu toți indicatorii aprobați, gata să fie pus în practică. Este pe lista de sinteză. Problema este acum o alocare bugetară din partea bugetului de stat, așa cum se întâmplă în toate. Adică Ministerul Dezvoltării se solicită de la Ministerul Finanțelor finanțarea acestei linii de credit pe componenta asta de infrastructură, de sporturi, de masă. Cred că e o perioadă dificilă din perspectiva bugetului de stat, în care s-au tăiat foarte multe investiții și foarte mulți bani de la Ministerul Dezvoltării. Din octombrie, nu trebuie să vă zic eu. Nu sunt eu ministru să vă pot da aceste răspunsuri. Cu siguranță anul acesta va aduce schimbări și la nivel guvernamental și cu siguranță se va găsi și resursa necesară pentru a duce acest proiect mai departe. Ce ține de noi, la nivel local, am făcut. Și asta e important de spus. Mă bucur că terminăm într-o notă optimistă. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu și oricând cu drag în fața brașovenilor. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. În continuare, multă sănătate și faceți sport!